De obicei, pacienții când se adresează în cadrul clinicii noastre cu anumit tip de durere, genunchi, cot, lombar, cervical, și ajung în momentul terapiei, noi constatăm că problema lor este doar un mic efect sau o mică problemă pe care ei o au. Dar după ce noi începem să-i testăm și să verificăm tot ce înseamnă structură, organe, emoțional, pentru că organismul nostru este un întreg, nu poți să separi niciodată structura de organe și de emoții, ne dăm seama că problema lor nu este chiar atât de reală, nu este chiar prioritate pentru ei. De aceea noi încercăm să tratăm de fiecare dată prioritățile organismului și să-i arătăm pacientului că prioritatea pe care noi am tratat-o e mult mai importantă decât cotul sau genul cu care au venit. Asta nu înseamnă că noi o să-i lăsăm cu durerea de genunchi sau de cot. Asta o să o tratăm de asemenea. Dar, pe rasablu, terapia pe care noi o adoptăm în cadrul clinicii este aceea de global, de om, nu de zonă sau, nu știu, mic. Vedem mare pacientul, întreg.